fanfara minerilor și ai intrat în rol. Curând, cele două echipe își fac apariția pe gazon, cu Jiul în dreapta și Fălticenii în stânga, gata pentru marea confruntare care va urma. Așa cum veți putea constata, gazdele au dominat jocul în cea mai mare parte a sa, ratând o mulțime de ocazii la poarta adversă, începând cu cea din minutul 10, când Cioabă trage pe lângă poartă după o acțiune a lui Tudorache. Doar un minut mai târziu, Sedecaru reia din careul mic, însă bara îl salvează incredibil pe portarul fălticinean. Jocul se înăsprește și arbitrul Adrian Porumboiu, care a condus excelent, este nevoit să întrebuințeze cartonașele galbene. În minutul 30, pătrunderea lui Cristescu, însă șutul său trece pe lângă poartă. Un minut mai târziu, oaspeții sunt în atac și Cioloca șutează la poartă balon cu ușurință prins de toadă. În minutul 32, balonul ajunge din nou la fundașul Cristescu, al cărui șut trece puțin pe lângă poarta lui Bontea. După alte 3 minute, șutul lui Cioabă este respins cu dificultate în corner, iar în minutul următor, 36, capitanul gazdelor, Toader, reține cu siguranță în aplauzele întregului stadion. În fine, în ultimul minut al primei reprize, șutul lui Radu de la marginea careului de 16 metri este deviat miraculos în corner de un apărător advers. La pauză, așadar, 0-0. Jocul reîncepe cu copertina plină de spectatori și în minutul 62, Radu ratează o nouă ocazie la poarta echipei Foresta. Zece minute mai târziu, se va marca unicul gol al partidei, înscris printr-un șut fenomenal de fundașul central Liviu Baicea. Gol de kilogramă, aplaudat frenetic de întreg stadionul și care, în final, va aduce victoria echipei Jiul.